Luca, capitolul 19, de la versetul 29, în dimineața aceasta, până la versetul 48. Luca, capitolul 19, de la versetul 29. Când s-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numite al măzlinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi el. Dacă vă întreba cineva pentru cel dezlegat, să spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese trimis sau dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânul lui le-a zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Și i-au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și-au dus măgărușul la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii și-a hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măzlinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea Unii farisei din Orod au zis lui Isus, învățătorule, ceartă ucenicii Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietre vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o Iisus, a plâns pentru ea. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pace. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri. Te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul și pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor mai lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă ai intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norodul în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Reocupăm locurile. Ieri am avut la la zil 27 de frați care au venit să trage în tencuiala decorativă. Aseară un coleg, tot asta, n-am ajuns acasă până la, până la, șase aseară. Mă întreba un coleg, ce, ce predici de flori? Ce să predici? Totale lucruri care le predicăm de 30 de ani. Nu? Norocul nostru este că voi uitați repede. Și atunci nu mai am niciun fel de dilemă din punctul ăsta de vedere. Trebuia să fie o sărbătoare sărbătoarea asta. Trebuia să fie o sărbătoare pentru că era dorința lui Dumnezeu să fie o sărbătoare. Era dorința lui Dumnezeu Tatăl să fie o sărbătoare frumoasă, era dorința Dumnezeu, Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos, ca să fie o sărbătoare frumoasă, era dorința Duhului Sfânt să fie o sărbătoare frumoasă, era dorința ucenicilor să fie o sărbătoare frumoasă, să intre ei în Ierusalim, vă dați seama, era dorința îngerilor să fie o sărbătoare frumoasă, că zice că îngerii privesc spre noi, da? și să bucură de bucuriile noastre, da? Era uh, dorința creației, ca în sfârșit lucrurile să fie așezate matca cuvenită, să fie o sărbătoare frumoasă, dar nu a fost. Nu a fost să fie. Asta este. Noi oameni avem un talent deosebit, înăscut, de a strica sărbătorile. Ni le stricăm pe noastre, le mai stricăm și pe altora. <laughs> Deci, eu, nu, câți dintre dumneavoastră ați avut o sărbătoare la care v-a dat, o să fie fain. Înțelegeți? Și poate din toată, o dată, bacă o ploat, s-a enervat soțul, soția, bacă nu a ieșit, s-a ceva și s-a dus totul pe râp. Nu? O fost o sărbătoare frumoasă. Așa și-ar fi dorit toți. De, care, de cei care v-am spus. Din păcate, nu a fost. Nu a fost, de ce nu a fost o sărbătoare, florile, de ce nu a fost o sărbătoare, sărbătoare, grozavă? Nu a fost pentru că unii oameni n-au vrut să laude pe Isus. De aia n-a fost o sărbătoare. Avem aici niște cuvinte puternice și dacă le citim așa repede, fugitiv, am zice, bă, ce succes! Nu. Matei, în capitolul 21, versetul 10, toată cetatea zice că s-a pus în mișcare. Toată cetatea. În momentul în care a intrat Hristos, atunci normal trebuia să fie o sărbătoare grozavă. Nu. În Matei 21, cu 9, norodele care mergeau înaintea lui și cele care mergeau după el, strigau cu toți, Osana, fiul lui David. În Matei 21, cu, 9, cu 15, copiii strigau, în templu. Osana, fiul lui David. Deci avem tot poporul, toată cetatea, avem norodele, avem copii, ba mai avem și pietrele pregătite pentru sărbătoare. Că spune cuvântul Domnului în Luca 19,40 cu 40, dacă ta cu cenicii vor striga pietre. Și ele erau pregătite. Și totuși, dacă tot, toată cetatea, dacă norodele, dacă copiii lăudau, ei copiii lăudau, dacă pietrele erau pregătite pentru laudă, e un dar. Nu? Dar. Dar, spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 19 cu 39, unii farisei i-au zis, și am citit asta, unii farisei au zis lui că nu au văzut ucenicii, că se bucură, au zis, ceartă-ți ucenici. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în Matei, în capitolul uh, uh, 21 versetul 15 când ei copiii au început să strige în templu Osana, fiul lui David au venit supărați, preoții cei mai de seamă zice și cărturare s-au umplut de mânie și au zis vezi-mă ce fac pruncește aici că fac gălăgie nu toată sărbătoarea nu tot norodul, nu toți oamenii și nu toată cetatea știți ce ciudat pentru Isus că nu se bucură de tot, toate noroadele, de toți copiii, de toată cetatea, de toate pietrele care au putut să, strige, să strige, ci să mâhnește de preoți, de cărturari, de farisei, de câțiva, să zicem 10%, care nu l-au lăudat. Și sărbătoarea Dar asta e valabil și la noi. Poți să ai o zi incredibil de frumoasă și de încărcată și să strice cu ceva în 5 minute. Și nu-ți aduce aminte numai de chestia aia. Liniștit putem cu toții să avem, de exemplu, să fim 10 oameni și să ne înțelegem foarte bine și unul din zece... 10... Vă mai aduceți aminte la cina sfântă din săptămâna mare? Că Iisus Hristos s-a întristat. Câți erau la cină? Erau 12 cu el, 13, da? Cu Domnul Iisus Hristos. În câți era dracul? În unul. În Iuda. Zice că satana intrase în Iuda. Normal ar trebui să zică Domnul, pentru 11 oameni eu mă bucur. Ce dacă e în drac? Pune cuvântul Domnului că Iisus sunt tristat. A fost un om perfect ca și noi. Dacă noi suntem perfecți atunci când ne supărăm. Când de fapt nu reușim să vedem eu știu, mult bine care există pentru puținul rău. Dar de fapt, nu zice Iisus Hristos că puțin a luat dospește toată plămă de ala. Ați mai mâncat restul de supă dacă cineva îl scui pane? Aici e problema laudei. În orice biserică pe care Hristos o privește, el nu se bucură de o sută de oameni care îl laudă, ci de ăla care tace din gură. Isus are o problemă nu cu grupul, ci cu indivizii. Aici nu vorbim de preoți, nu vorbim de cărturani, nu vorbim de farisei. S-a întâmplat să fie ei aici. Dar noi vorbim de noi, de ceilalți. Noi zicem, mă, nu contează că ceilalți mă acoperă. Hristos mă pe tine te vede. Care taci, care nu-L care nu-I mulțumești, Observați că Iisus Hristos când vine ăla și îl, uh, se întoarce din cei zece leproși și vine și îi mulțumește. Iisus în loc să-l să pupe pe frunte, zice, e nouă. E nouă. Unde sunt? Bine, aici era majori, era majoritatea care tăceau. Dar Iisus nu vede binele din față, ci vede pe e nouă care a tăcut din gură. De ce credeți că s-ar fi schimbat între timp? Eu am calculat simplu că într-o biserică, dacă doi oameni sunt fără chef de închinare, distrug cheful de închinare la celălalt 200, la 400, la oameni. În un... momentul în care, în momentul, dumneavoastră, influența negativă e mai puternică decât influența neg... pozitivă. Deci în momentul în care, indiferent cât îl vrei să-L lauzi pe Dumnezeu și ești cu mâinile pe sus, e suficient ca să M-am dus într-o zi la evangelizare, au făcut tot ce-au putut să-mi așeze niște tipi în față, să vedeau că nu, nu vin de plăcere acolo. Erau atâta de, de, atâta de, aduși, ceea ce nu vă puteți închipui. s au așezat în față și măcar ceea ce am simțit atunci, o dragoste față de ei, că nu mi o față veselă. Au venit ei naturali. Și-au scos toți telefoanele, s uita pe telefoane cât am predicat, o plictisiți, ori vorbit între ei, erau pe primul rând. Că de obicei îi mai așa în pe primul rând, batră că nu le place. Nu vrut să intre nici până la ultimul rând și noi am adus în primul rând că dacă totuși e ceva fără chef, se i vedem în față. S-au muiat și cei care cântau, s-au muiat toată lumea, era Terminată. Nu contează că ceilalți doreau cântarea, nu contează că ceilalți doreau cuvântul, erau suficient câțiva. Știți ce era dureros? Nici ei nu îl lăudau și nici pe alții nu îi lăsau. Ei nu l-au lăudat pe Iisus Hristos, dar în momentul în care au văzut că se întâmplă ceva, în momentul în care au văzut că se întâmplă ceva, în momentul ăla, spune cuvântul Dumnezeu că s-au dus și au spus ceartei. De ce le spunea Iisus odată că nici voi nu intrați în cer, nici pe ăia care vor, nu vreți să-i lăsați. Adică vă prindeți de picioarele lor și nu vreți să faceți lucrul ăsta. El venise, Iisus, pentru ceva și spune cuvântul Domnului Nisaia, Citeam versetul, 61, versetul 3 din 61, zice, eu am venit, zice Iisus, să dau un îndelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. De aceea venise și ei refuzau și haina de laudă, ei refuzau și un delem de bucurie. Preferau să stea morocănoși, posaci, aici în viața noastră. Ultimul rege care au împărățit și peste Norvegia și peste Suedia, nu dacă știți, ei sute de ani au avut reci comun. Oscar al doilea a fost acesta, cred că a murit undeva pe la sfârșitul anului 1800 și ceva, nu cred că a ajuns în 1900, cam așa ceva. S-a dus în Norvegia și pentru că era duminică s-a dus și el la biserică. Era un tip, Oscar al doilea a fost un tip care nu s-a prea o ținut așa la etichetă, O venit cu niște haine normale, fiind la biserică, toată lumea, mă, hai că vine reageri la biserică, puneți-l la ce în față. Exact cum ar fi, nu știu, primarul sau nu știu ce. Bun. O venit cu niște haine obișnuite. S-a dus la biserică să închine, trebuia să-și viziteze și regatul Norvegiei. Dar până nu a venit una și o să vezi că te-a așezat pe locul meu. Nu, nu l cunoscut. El fiind Oscar al Suediei și al Norvegiei, nu pe mergea în fiecare zi în Norvegia. El nu a zis nimic, săracul. S-a dus de acolo, s-a întrebat, unde și putem Mai, mai du-te, mai du-te. S-a dus, s-a așezat acolo undeva. Bun. La care vine și spune o femeie, o altă femeie, femeia acestea, zice, tu știi pe cine ridicași de pe scaun și îl trimis așa în spate păreagele nostru. Caz trecut în istorie. V-a spus întrebarea aceasta că prin lipsa noastră de laudă, prin lipsa noastră de a fi oameni, umani, că nu trebuie ca să ai Duh Sfânt în tine ca să-ți dai seama doar pentru atâta că tot ceea ce ai, aici un calcul matematic, tot ceea ce ești, ești prin mila și harul bunului de Dumnezeu. Nu înțelepciunea, nu banii, nu sănătatea ta, nu deșteptăciunea ta, nu tinerețea ta, că toate e stricătoare. Există ceva de unde vin toate aceste lucruri. Deci aici nu trebuie Duh Sfânt. Aici îți trebuie minimă, minimă minte. Ca să-ți dai seama că tot ce ai vine de la Dumnezeu. Și să nu-L pentru asta. Să nu-L că ești într-o biserică altfel decât a ta. Să nu-L că n-ai tu chef, că te doare măselele. Bine că le mai ai, cu o grămadă trebuie să le mieste ce alții. Vreau să înțelegeți în această dimineață un principiu pe care l-am văzut și îl simt în viață. Noi vrem să fim acceptați de oameni. Isus și Isus și-ar fi dorit să fie acceptați. Și-ar fi dorit ca toți să ridice atunci ca rege, sus. Nu a fost așa. A trebuit să înveți el o lecție pe care trebuie să o învățăm cu noi, cu toții, care ne dorim și noi acceptarea oamenilor. Niciun om n-a fost în viață acceptat pe deplin de către oameni până n-a fost respins pe deplin de către oameni. Deci, nu poți să fii acceptat în lumea aceasta în care trăim până nu se face teren viran în jurul tău. Prima dată trebuie să înveți ce este respingerea ca să poți să te bucuri de acceptare. Și dacă se întâmplă că respingerea e pe pământul acesta, trebuie să te gândești că dacă ești respins ce? Hristos te acceptă. Aș vrea să înțelegeți un lucru foarte important, că lauda nu e opțiune. Ea este poruncă. Obligația unui suflet, a unui om, a unui trup. Pentru că trebuie să lauzi pe Dumnezeu și cu trupul, ce mă închin în interior, ce Domnul Iisus Hristos aș vrea să văd asta. Pentru că până la urmă interiorul nu e decât expresia exteriorului sau exteriorul, nu e decât expresia interiorului de atâtea ori. Nu știu ce să vă pot spune despre respingere. Știu numai că auzisem o discuție între doi din așa. Știți care vin în fața casei tale, sună la sonerie și vine să-ți vândă un fier de călcat, să-ți arate cum merge un aspirator. Știți, oameni, nu e ușor. Nu e ușoară meseria asta din poartă în poartă să sună la oameni, că nu știu în ce moment e prins. Camatul Jehova, deci nu știi niciodată când te duci să violezi intimitatea unui cămin conjugal românesc. Nu știi ce topor ascunde fiecare mână. Nu știi câtă pace interioară e în casa respectivă. Da, bun. Și povestea unul tânăr către celălalt mai bătrân, zice, eu când sun la ușă, zice, sunt respins imediat. Cum vezi tu fața mea, zice? Că eu n-apuc să zic, mă, am și eu o fier de călcat. Eu nu mă sun, deschid eu la ușa și o închid înapoi. Te uită la fața mea, să vezi, e ceva problemă cu mine. Hainele mele, eu la costum, la cravată, să par ceva. Eu ce n-apuc să zic, domnul, am și eu... La care zice cel bătrân, mă, hai să ceva. Te simți respins, totdeauna zice, fără zăbavă fără putință de tăgadă, zice cel bătrân, eu zice, eu am fost înjurat de nenumărate ori. De multe ori, zice, am primit câte o găleată cu apă în cap. Zice, am fost lovit de nu știu câte ori. Dar n-am fost respins niciodată. Până la urmă, respingerea, părerea mea că eu o... și acceptare, e o problemă, care ține numai de tine ci nu de exterior. Asta l-a făcut pe Iisus Hristos, pe Domnul meu, filozofic vorbind să meargă mai departe. Pentru că știa că va fi prins în cuie, știa că tot, nu toată lumea laudă, dar nu și-a permis să fie respins. Unul dintre profesorii noștri spunea atunci când am făcut Evanghelia după Luca, spunea că după ce ar fi trebuit să fie acolo, trebuia să spune Iisus Hristos, Mă fraților, am încercat multe cu voi, am încercat multe cu Ierusalimul, nu a funcționat. Domnul să vă binecuvinteze. Acolo unde trebuia să ne dăm demisia, acolo unde trebuia El să-și dea demisia, a venit și a spus, mă resping alții, nu e o problemă. Respingerea până la urmă este ceea ce credem noi despre ea, nu ceea ce cred alții atunci când ne resping. Și vreau să, să înțelegeți un lucru și cred că e suficient pentru atâta. Lauda, lauda îți dă acceptarea cerului. Și ai puterea ca a doua zi pe pământ, aici unde stai, să nu-ți mai pese, dar absolut de fel să nu-ți mai pese. De cum zice alții că arați, de cum trăiești, de ceea ce ai. A fost ratată sărbătoarea, pentru că nu toată lumea l-a lăudat. Dar Hristos n-a fost respins. Pentru că a socotit El că nu-i respins. A socotit El că nu-i bătut. A socotit El că nu-i sfârșit. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi, foarte important, n-a fost o sărbătoare grozavă. Trebuia să fie o sărbătoare, dar n-a fost pentru că unii oameni n-au vrut să laude. Și n-a fost o sărbătoare pentru că templul trebuia să fie curățat templul trebuia să fie curățat. Citisem într-o carte acum că înainte cu doi ani de a veni Iisus în el, făcuseră din nou curățenie total în templu. Zugrăvit, dispersit, tot ce trebuie trebuit l-o aranja din nou. Teoretic, templul trebuia să fie curat. Practic, spune cuvântul Dumnezeu deci dați-mi voie să zice în versetul 45, în urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și curățeau în el. Și cumpărau în el. Și vine și zice, casa mea de rugăciune, observați, casa mea de rugăciune, este locul în care oamenii trebuie să se roage în primul rând. Casa obștea trebuie să se roage. Casa mea de rugăciune, trebuie să rămână o casă de rugăciune, Casa tatălui meu de rugăciune trebuie să rămână o casă de rugăciune, dar voi, oameni, că voi pe ce puneți mâna să strică? Ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Câți dintre noi ați fost în peșteră? Într-o peșteră. Ridicați mâna sus. Peștera, în primul rând, să știți, cu tot cu toată chestia că v-ați dus acolo, peștele totuși e un loc a frici. Ieri după masa seară eram cu Sebi și ne-a invitat unul să intrăm într-o gaură, o zis 800 de metri după aceea, vă duceți așa, e tunel mare, zice, după care vă mergeți pe burtă, dar nu știi mii ajungeți după aia. Mă, în ajunge de flori, mi s-a părut o nebunie frumoasă. Dacă... Nu ne-am băgat că ne-a frică. Aveam o invitație și nu ne-am dus. E un loc a fricii peșteră. Și mai este ceva cu peștera. Niciodată nu o să găsiți o peșteră în vârf de munte. Peștera e un loc sub nivel. Trebuie să fie neapărat sub nivelul zero al pământului. Așa da? cum îl vedem noi. Atunci când zicem că cum poate o biserică să ajungă sub nivel, dumneavoastră cum credeți? Sub nivelul care? Sub nivelul minim de laudă, sub nivelul minim de învățătură, sub nivelul minim social, de lucrare socială. Momentul respectiv să ajunge acolo. Dumnezeu nu disprețuiește bisericile mici, Dumnezeu disprețuiește bisericile mioape. Acelea care nu văd dincolo. Acelea care nu înțeleg de fapt că poți ajunge sub nivel cu o mie de oameni. Templul era bine reprezentat și știți care era cea mai faină chestie pe care nici penticostale, nici ortodoxi nu pot avea vreodată sau baptiști. Era singur. Nu era templul numărul 1, 2, 3, 7, 9, baptist, penticostal, ortodox. Ăștia n aveau concurență. Și era sub nivel. Sub nivel pentru că de 400 de ani Duhul Sfânt plecase de acolo și băgau el la cădelniță până când făceau scurtă la mână, și nu se întâmpla nimic. Mirosea tămâie și aiad. Era sub nivel. Nici o cântare, nici o profeție, nici o bucurie, nimic. Veneau oamenii, se întâlneau acolo, schimbau păreri, schimbau cărți de vizită, schimbau locuri de muncă câteodată. Era o atmosferă de pace și de moarte. Mirosea a hoit, pentru că era sub nivel. O biserică poate să ajungă sub nivel în două săptămâni. În doi ani, în două luni. Pentru că marea problema lui Dumnezeu cu bisericile nu sunt zidurile, ci oamenii. Numai noi putem face praf locul ăsta, cum numai noi putem să-l înnobilăm locul ăsta. A fost un loc binecuvântat, uitați-vă în ochii mei, e ziua de flori. Oarecare tristețe mă bagă, totuși, încet, încet, ziua n-amiază mare în mormânt. Dacă nu sunteți atenți, dacă nu suntem atenți cu toți dacă nu facem tot ce va trebui să păstrăm biserica peste nivel, ne scufundăm câte clipi. Ca Titanicul, cântând. Peștera e un loc întunecos. Nimeni nu se duce, de exemplu, hai să vă spun și asta, că e tare de tot. Stăteam minerii, uzi, trebuia să intrăm la schimbul 1. Frumusețea între la schimbul 1, ca și la schimbul 2. Iar dacă noi băgam, aveam izmene pe noi, aveam cămăși din alea de habă, să zicea la noi, nu dacă știți ce sale, tot așa din bumbac erau, ale le băgam în, în, în niște dulapuri de sârmă. Le, le, băgam ude. După care, la schimbul 1, le trăgeam înapoi ude pe noi. Obielele, că nu aveam ciorapi, obielele învârteam, că atunci era marea învârtitură grozavă când puteai să faci șapte pași fără să spici obdealele de pe picioare. Atunci înseamnă că le-ai legat bine, le-ai aranjat. Le băgam în cizme care erau de mult crăpate și rupte. Nu ne dădeau decât de la șase luni de zile o pereche de cizme. Și uz așa cum era, te strângeai puțin așa. Deci era greu cu orșii pe atunci. Păi, oh, de mine ce înjurături s-auzeau. Gândiți-vă vreo 70 de mineri într-un vestiar, înjurând toți, apă caldă n-am prins în cinci ani aproape cât am lucrat acolo decât de patru ore. Trăgeam hainele alea pe noi, ude, și mergeam la raport. Trebuia să se duce acolo, vine vină șefii. Mă, și-o vine cineva de la București. Pe vremea ce era, mamă, să înțelege și asta. Nu că s-ar mai fi deșteptat între timp. Nu, nu, nu. Și pe vremea ce a o să ne țină unul de la partid, cum am putea noi să facem economie? Minerii. Și una dintre ideile cu care el a venit în cap a zis că ar trebui să lucrăm mai mult pe schimb 1 și 2. Să folosim cât mai mult lumina naturală. Era greu cu lumina naturală. Eram la un kilometru și jumătate sub pământ, Vă zic că dacă am folosit lumina naturală, am reduce consumul de carbit, De la lămpi. De la lămpile electrice, bateriile, stațiile de încărcare. Un minut s-o gândi minerii, că se prindeau greu. Cei cu lumina naturală. Apoi s-au auzit în jurături, cât pentru o lună de obic Bun. Peștera e un loc întunecos. Știți când moară biserică și devine peștera tâlhari? Că nu mai are Biblie. În momentul în care nu se mai predică din Biblie, s-a dus lumina. Candela pentru picioarele noastre Sfânta Scriptură, că nu mai este, s-a dus. Mulțumim lui Dumnezeu că încă mai este. Peștera zice că este și un loc rece. Nu? Întotdeauna te duci și la peștera ușilor cu cojoc pe tine. Nu ce duce mai eu. Am văzut. Și nu mai eu. Dar de obicei un, e un loc întunecoș și rece. E rece în pește. În momentul în care lipsește dragoste orice biserică moare. Deci Iisus Hristos, a făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Întunecoasă, rece, loc al fricii și sub nivel. Și Domnul Iisus Hristos... Trebuie curățat templul acesta. Gândiți-vă că nu era prima curățare. Pentru cei care citiți Biblia, dumneavoastră știți, noi și știm, eu am doi, nunta din Cana Galilei, de Iisus Hristos, tot în eu am mă curățește templul pentru prima dată. La curății la începutul slujirii și a zis, măi, eu voi sluji vreo trei ani pe pământul ăsta. Sper să rămână curat. Nu a rămas. El curățise la începutul lucrării și acum îl curățea la sfârșitul lucrării. Era la fel de murdar și la începutul slujbei Domnului Și la sfârșitul slujbei Domnului Pe principiu Că nu poate Domnul curăți cât poate omul murdări Nu există minuni în biserici Și asta trebuie să vă spun cu toată dragostea Nu există minuni în biserici Care să țină de Dumnezeu singur Dumnezeu face minunile cu oameni În momentul în care oamenii Nu-s hotărâți pentru curățenie. Dumnezeu nu poate curăți pe nimeni, dar vom vedea asta puțin mai încolo. Spune cuvântul Dumnezeu că de fapt El n-a curățat Iisus templul duminică în ziua de flori, ci curățirea templului și bătaia asta care au avut loc acolo, cafteala asta, au avut loc luni. Iisus nu m-a analizat mizeria templului duminică în ziua de flori, dar curățenia și scoaterea afară a oamenilor s-a făcut luni. Vă închipuiți cam ce noapte au avut Hristos în Betania? Duminică spre luni. Cum s-a gândit Domnul Isus? Cum o fi dormit Domnul de bine? În Betania când o știu că ea, casa tatălui său, a fost transformată într-o peștere tâlhare. De fapt, a fost o noapte și apoi o bătaie și apoi o curățenie. Dar noaptea aia a fost noaptea albă. De aici putem extrage Două învățături. Una. Libertatea închinării nu anulează reverența niciodată. Libertatea închinării nu anulează reverența. Suntem liberi să ne închinăm. Temeți-vă de Domnul. Ei nu se mai temeau. Bucurați-vă, spune Biblia, tremurând. Această libertate în Hristos, pe care bisericile din România, pentru că Marele avantaj, nu, nu, nu există, de fapt. E o mare blestem. Biserica Ortodoxă a rămas înțepenită. Face mișcări prin câțiva părinți care 100% plâng pentru libertate, plâng pentru... Dar striviți în canoane, striviți în reguli și în dogme. Generația asta care vine din spate nu mai are răbdare pentru o slujbă, pentru o liturghie întreagă. Vom scurta liturghiile până când? Exact cum scurtăm predicile. Prin harul Domnului Isus Hristos vă spun numai atât. Nu luați-o luați -o cu groază ce vă spun. Sunt prin de ce mi-ascultați oameni din România la predică? Și predicile mele de 50 de minute. Dumneavoastră știți care este timpul de ascultare pe o predică de-a mea în România? Maxim 4 minute Vă rog cei care vă pricepe la YouTube Și Bogdan Iosifaru vă poate confirma lucrul ăsta Și cei de la media vă poate confirma Că normal timpul dumneavoastră Care ascultați o predică de-a mea și aveți răbdare Pă rapid sau pă nu știu mai ce Și aveți răbdare cu mine 50 de minute Face timpul de 4 minute Pentru că ceilalți doar scrolează Și-au trecut peste ea De aia trebuie ca să fim puțin mai smeriți, mai umili, toți predicatori din România, că important nu este cât, câte uh, like-uri și câte vizionări ai. Contează cât stau oamenii pe tine, cât te suportă. Știi cât mai suportă poporul ăsta? Patru minute. Generația asta care vine nu mai suportă patru minute. Eu vorbesc de ăștia care mai sunt normali. Generația asta care vine mai suportă maxim un minut. Timpul de reducere a Cuvântului lui Dumnezeu va fi de un minut. Mai ales că vorbim despre analfabetism funcțional și mai ales că vorbim despre oameni care nu mai au răbdare. Răbdare! mai timp! Rapid! La McDonald's! Deci trebuie să înțelegeți un lucru. Biserica Ortodoxă, aici e marea dilema Bisericii Ortodoxe, o spun în Sfânta Ziua de Florii. Pentru că ea trebuie ca să facă o reformă dacă vrea ca să fie consistentă pentru generația care vine. Noi am crezut, dacă din coaci ne-am strivit într-un șablon, din coaci s-a dus totul pe râpă din cauza faptului că ei n-au avut o libertate a închinării, noi am avut-o, dar -am, ce am făcut cu ea? Am făcut-o praf și pulbere. Pentru că această libertate de închinare o anulat reverența și fără reverență a murit. Uitați-vă, vă rog frumos, la bisericile de astăzi. Biserici de tip spectacol, te duci acolo, nu știi despre ce e vorba, nu se predică din cuvânt, să dau o, o grămadă de lucruri care erau și sunt perfect antibiblice. Perfect, este o perfecțiune antibiblică fantastică. Atât în vestimentație, cât și în închinare. Și puneam întrebarea aceasta odată, dacă cei care cântați aici, dacă am primit ordine noi să nu mai avem voie să predicăm, nu mai voie să cântați, s-ar întoarce oamenii la, uh, la, Dumnezeu prin ceea ce faceți voi. Mi-a trimis sora Otilia, am ascultat o cântare a unei femei din Statele Unite ale Americii, nu știu că există până acum, eu cu ori și mai puțin așa. Să o ascultăm, să vedem cum se poate traduce, că e foarte frumos. Ce mă apuc să citesc aseară, că am avut vreme? Comentariile acelea au avut nu știu câte milioane de vizualizări, cântare respectivă, dar citesc pe comentarii și atunci când nu știu engleză, dau cu traducere că se traduce comentariul din engleză în român. Și fiți atenți ce spun oamenii în comentarii despre cântare, despre cântarea aceea, acelei femei. Și au zis, ea mereu ne spune, când cântați cântările mele și cântăm împreună lui Dumnezeu, să credeți că Dumnezeu vă poate vindeca. Și spunea unul dintre cei, are vreo, și el la rândul lui, el m a comentat pe cântarea și el are vreo 3000 de uh, oameni care au, au reacționat la comentariul lui. Ce eram bolnav când a fost la, și n-am crezut. Când m-am dus spre casă de acolo, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva cu mine în timpul acelei cântări. Dumnezeu mă vindecați. În momentul în care vom anula reverența închinării, cu tot ce ține de asta, de felul nostru de a ne purta, de a trăi, de felul nostru de a, de a, de a vedea lucrurile. Nu o să uit niciodată, poate cel mai frumos comentariu care ni s-a făcut vreodată pe, pe o cântare de-a noastră, Doamne, vin în prezența ta, era cântarea, spunea una dintre surori care comentau acolo și spunea, în timpul acestei cântări, de aici privind, Dumnezeu m-a cu Duhul Sfânt. În momentul în care închinarea schimbă oameni, vindecă oameni, în momentul în care închinarea ajunge ca să trăiască reverența, pentru că Dumnezeu nu-i cumă. Undeva am împins și am făcut pași în spate. Toți am făcut pași în spate. Tineri ca să nu plece în lume și să nu ajungă în droguri, am făcut pași în spate. Ca părinți am făcut pași în spate. Orice pentru ei. Ca biserică am făcut pași în spate. Am făcut cele mai cumplite, cele mai cumplite, și vă spun în ziua de, de, de flori, cele mai cumplite uh, lucruri ca să-i ca să păstrăm pe unii dintre noi în biserică. Să-i păstrăm pe unii în biserică. Și la ce, la ce am ajuns? Ne-am degenerat și am ajuns noi peștele tâlhari pentru că. N-am făcut altceva în toți anii aceștia. Cu toate compromisurile astea pe care le-am făcut, n-am reușit ca să punem lucrurile la punct. Deci asta e prima concluzie cu privire la faptul că templul trebuia curățit. Libertatea închinării nu anulează nici într-un caz reverența înainte lui Dumnezeu. Doi, noi suntem templul Duhului Sfânt, știți asta? Înseamnă că, înseamnă că e nevoie de curățire. Pentru că așa spune cuvântul Dumnezeu, că noi suntem templul Duhului Lui Dumnezeu și că avem nevoie de curățire aceasta. De fapt, fiecare dintre noi și e fantastic pentru noi ca să spunem Domnul Iisus Hristos, Doamne, intră aici pentru gunoile astea și fă ceva. În 1 Ioan 1 cu 9 spune, dacă ne mărturisim păcatele, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească să ne curățească El poate să facă asta cu condiția să ne mărturisim păcatele ne mărturisim păcatele noastre ale bisericii noastre, ale familiei noastre ale, ale societății noastre ale poporului nostru cu asta să începe aici vorbeam despre curățire despre curățenie Iisus Hristos voia să-și curățească templul cele mai mari probleme cu copiii le aveam când au patru ani. Atunci se pun cele mai îngrozitoare întrebări. La între 4 și 5 ani. Atunci dacă nu ești atent ca părinte, te pierzi. Deci fiți atenti, dialog între o mamă care a venit de la biserică, de la o slujbă de botez cu fică cu tot. Fica avea 5 ani. Și acum pune întrebarea. Mama zice, explică-mi de ce, <laughs> el așa o înțeles, de deci, ce un prins pastorul nostru zice pe femeia aia apă. Mama să nu știu de ce am pins-o aci în apă pastorul. O zis, dacă nu a văzut soțul meu că femeia este într-o dilemă, s-a băgat el pe fir. Și a zis, mă, un om care vrea să se facă bun, i-a spus la fată, care vrea să se facă bun, poate fi curățat de Isus. Iar dacă e curățat de Isus, atunci devine bun și apa simbolizează curățenia. Și atunci, în momentul în care îi împins în apă, el devine un om mai bun. Și fata, ca o cunoscătoare, zice către maică sa și atunci de ce nu a bătut-o păstorul și-a împins-o în apă? Nu? Noi știm un singur lucru, că așa ne-au învățat și părinții noștri. Că te face mai bun. Te faci mai bun doar prin bătaie. Orice curățenie se face... Adică, mă, și ne băteau cu ăla de curăța covoare. Țineți minte, cu bătătorul ăla de covoare. Ei făceau legătura părinții noștri între curățenie și... Uh, a fi un om mai bun, vorba celor de la Proconsul. Bine, întrebarea e simplă, e simplă. De ce nu ne bate Dumnezeu? Î, stai, stai, că nu e așa. nu e bine. nu e bine. Dumnezeu nu bate. Sau nu bate, poate că bate. Dumnezeu curăță omul prin cuvânt. Amin. Ați fost curățiți prin cuvânt. Dumnezeu curăță omul prin duh. Dumnezeu nu curăță omul pe apă, ziceți amin. Asta trebuie să o facem noi particular. Da? Dumnezeu curăță omul prin Duh, Dumnezeu curăță omul prin cuvânt, Dumnezeu curăță omul prin sângele lui Iisus Hristos. Bun. Și dacă omul nu ia seama și Domnul vrea neapărat ca să-l facă un om mai bun. Vedeți dumneavoastră, bătaia până la urmă. De ce pornesc eu acum de ce de la bătaia? Că zice că eu lovit cu ștreangurile, cu ștergarele, cu nu știu cu ce a bătut Iisus. Deci eu bătut cu ceva. Ce o vulând de mână? Dacă eu aveam, de exemplu, nu, dacă avea poate microfoanele astea, încerca cu ele. Dar aici e vorba de o bătaie. Aici e vorba de o agresiune aproape fizică. De ce ar face Dumnezeu? Ascultați-mă, Dumnezeu nu începe așa curățenia cu noi, prin bătaie. Ultima metodă a lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi e bătaia. Dumnezeu te aduce la biserică în ziua de flori să te curățească prin cuvânt, prin Duh. Dumnezeu vrea să schimbe viața prin sângele lui. Dar s-ar putea ca tu să refuzi asta și Domnul te vrea un om mai bun neapărat. Să nu se, Domnul nu-i nimic. Las că te rezolvă. Isus Hristos predicase la oamenii ăștia trei ani de zile și au spus, nu vreți să vă faceți oameni mai buni. La farisei, la cărtură, la cei care erau prin templu. Și au zis că nu, nu o lasă că zice, vin eu, Domnul, și vă bat o leacă. s-a sfârșit cu asta. Mă uit la evrei. Dacă nu au fost bătuți, de atunci, din ziua aia, continuă. De fapt, bătaia evreilor a început din ziua lui Isus din templu de lunea și au continuat în pogromuri, în, holocaust, în holocausturi, i-au pus păruguri, ruguri, tot e mediu, până astăzi, după aceea neam ce mai băga pe foc. Și continuă și astăzi, pentru că la 6 octombrie anul trecut, asta au făcut cu ei. Știți ce văd zilele acestea? Că istoria niciodată, niciodată, nu face altceva decât, sau întotdeauna nu face altceva decât să ne surprindă. În 1939 38 studenți nemți făceau să prendeau de mână și nu lăsau să vină înăuntru facultăților lor studenți evrei, fără jidovi în facultate. Săptămâna trecută, în toate universitățile aproape din America, s-au făcut lanțuri umane care strigau, noi suntem Hamas, niciun un jidov, nici un jidan nu are voie să intre înăuntru în facultate. Istoria este plină de neprevăzut. Bătaia continuă. De fapt, o și spus-o ei, sângele lui, să cadă asupra noastră și asupra pruncilor noștri Până în 2024, la facultățile din, din America. Acum, să vă mai spun ceva. Facultăți facultăți înființate de creștini în America, 90% dintre ele de ultracreștini, care au ajuns astăzi să fie un loc în care Satana să zburde liber. Deci, ce desprindem și mie atât și predica că e lungă, dar m-am enervat pe parcursul predicii și așa s-a lungit în mod nepermis. Deci primul lucru. Putea fi o sărbătoare grozavă, nu a fost, pentru că nu toată lumea a vrut să-i se închine. Putea fi o sărbătoare grozavă, n-a fost, pentru că templul trebuia curățit. Și închei spunându-vă că putea să fie o sărbătoare extraordinară, nu a fost, pentru că Iisus Hristos le spune că ei n-au cunoscut timpul lui Dumnezeu. În Luca, în capitolul 19 cu 44, ascultă-mă, Ierusalime, te voi face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi și nu voi lăsa din tine piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. În momentul în care nu cunoști timpul, ești terminat. Există un timp al lui Dumnezeu și dacă nu-L cunoști timpul pentru tine, când trebuie să faci o reformă, când trebuie să te transformi într-un om care sărbătorește cu adevărat. Te-ai dus, omule. Oricine fi fost. N-au recunoscut timpul. În momentul în care Hristos a intrat cu măgar, se împlineau cuvintele lui Dumnezeu. Din Zaharia 9 cu 9. Spunea așa, iată împăratul tău vine la tine neprihănit și biritor, smerit și călare pe un măgar, pe un măgar, mânzul, măgăruș, mânzu unei măgăriți. Isus era mai pomos să vină cu calul, recunoașteți? Și mai de efect. Știți, o veni călare pe măgăruș ca să se împlinească Scriptura și ei să facă rapid o distinție. Bă, o sosit timpul Lui Dumnezeu. Ce s-a prevăzut în, ce s-a profețit în Zaharia cu nouă, cu nouă, se împlinește astăzi. El e Mesia. Marea lor problemă este că ei nu cunoșteau Biblia putea veni Iisus Hristos călare pe că toți măgărușii din lume, pentru că ei nu cunoșteau Biblia. Gândiți-vă că aveau numai Vechiul Testament atunci. la noi s-a mai adăugat încă o povară și nouă. E mai groasă Biblia. Ne uităm și zicem, bă, vremurile de pe urmă, dar nu înțelegem bine ce înseamnă aceste vremuri de pe urmă. ne și zăpăcit ăștia acum, că atâta s-au luptat pentru vremurile astea din urmă să ne le explice cum e, cum -i cu Iranul, cum e cu... Eu zăpăci pe oameni. Alții au făcut o obsesie morbidă din vremurile de pe urmă. Dar problema este că nu-i nu dezastru să nu cunoști Cine e Iranul din profeția biblică? Să nu cunoști timpul în care trebuie să vină Hristos. Nici nu știm. Când era Iisus Hristos, om pe pământ, nici El nu știa. Nici, și nu știe, numai Tata. Marea problema noastră este că nu ne știm timpul nostru. Timpul în care să faci un pas în spate, timpul în care să sigura, timpul în care să iubești, timpul în care să râzi, Timpul în care să plângi, timpul în care să te pocăiești. Timpul în care să renunți la porcării, la prostii și la păcat. Ce folos, ce folos că știi atâtea? Dacă nu știi timpul tău, o, Ierusalim, Ierusalim, prave fi și una, te fac cu pământul, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Dar ce folos dacă ei nu cunoșteau Biblia? Măi, oameni buni, problema este... Ma, dureroasă problema asta. Este o biserică în America, la toți care se botează, le dă o Biblie și un ceas. Noi dăm o Biblie și un Logan. Nemernicilor. Logii. Biserica aia din America le dă o Biblie și un ceas. Și știți care este ideea pentru care le dă la fiecare câte un ceas și o Biblie? Le spune în felul următor. Ceasul îți spune că trece timpul. Biblia îți spune ce să faci cu timpul ăla. Face sens ce zic? Îți dă un ceas, ceasul spune că trece timpul. Și îți dă o Biblie și Biblia spune ce să faci cu timpul ăla ce folos că nu cunoaștem nici timpul, nu cunoaștem nici cuvântul Dumnezeu, nu cunoaștem nici profețiile, nici ce trebuie să facem noi, nu știm nimic dureros este și vă mai spun și asta cu toată dragostea este că animalele ascultă de Dumnezeu mai repede decât oamenii haideți să vă să vă, să vă citesc Ieremia 8 cu 7 chiar și Cocostârcu își cunoaște vremea pe ceruri Ascultați ce spune domnul Neremia cu 7, chiar și cu își cunoaște vremea. Mă știe când trebuie să vină și când să plece. Turtureaua, rândunica și poporul își păzesc vremea venirilor. Poți muta ceasul după cum se adună și cum să împerechează și cum fac o ouă și cum trebuie să crească pui cât de repede pentru că iară vine spurcata de toamnă și ar trebui să plece și toate acestea sunt lăsate în ele de Dumnezeu și ele cunosc și ascultă timpul acesta. Și știu, este vremea acum să mâncăm, pentru și ursul vine, nu-mi cazul că am un deja mănâncă din tomberoane, dar pe vremuri, hiberna urși. Măi, ne cunoaștem ceasurile, ne cunoaștem timpul, dar poporul ăsta nu mă știe pe mine este, este un documentar, eu în 2004, când a fost tsunami ul de-o prăpădit Indonezia, nu știu, 120.000 de oameni, vreo șapte țări în, în zona aceea a Pacificului, când a venit tsunami la mare, când s-au mișcat muntele în inima mărilor și când au trimis valuri peste oameni, oameni buni, oameni buni, ori început să aibă dileme cei care se ocupă de spațiu, de pământ, de lumea care, au trimis tot felul de rapoarte. Asta că nu mai fost de mult. Dacă vă uitați pe documentarul ăla cu tsunami, veți vedea un lucru care m-a șocat. Deci înainte cu o oră de a lovi valul, în zona Sumatra acolo, înainte cu o oră, arăta cum elefanții pe care îi foloseau să distreze turiștii, știți? Cum duc cămilele. Românii noștri le deșelează toate pe acolo, pe în srenătate. Până Că se duc în țările alea. Chiar povestea un frate că nu a vrut să ridice cămila cu el. Păi, nu-i proastă, nu? A 200 de kg de o sânză pe tine. E bine, mă întorc la asta. O să vedeți în documentarul ăla că ai filmat. Că nu știa la ce se întâmplă. Elefanții o rup lanțurile. Ești legat. nu e lanț mare, gros, dar o stat acolo în lanț. Știe că acolo primesc mâncare. Ceva au zis, nu e regulă. Toate grădinile zoologice au intrat în alertă. Toți au putut să o rupt. Animalele au fugit. Toate fugi la deal. Tot ori fugi pe deal. Și elefanții au rupt, ți a arătat cum rupeau lanțurile ale lungi. Și au plecat la deal. Și de ce? Pentru că animalele cunosc vremea. De ani de zile ați auzit predici de la mine și de la alții. Pocăiți-vă că ce împărăția cerului este aproape. Vine tsunami! Oamenii, nu mă, nu lasă le pe noi, că noi ne... suntem deșteți. Și animalele rub lanțurile și merg pe deal. Un animal nu a murit. Vă rog, uitați-vă. Era o frământare a lor, că au rezonanțe biomagnetice. Le-a spus Dumnezeu, plecați-mă că vine valul, plecați, duceți-vă sus, în vârf de deal, lăsați-i pe proșii ăștia, că le-am spus și nu ascultă. Măcar să vă scapă voi. Animalele își cunosc vremea, omul nu-și cunoaște vremea. Ierusalimul nu l-a cunoscut, nici astăzi nu-l cunoaște. Loc în care homosexualii, loc în care cele mai scârboase păcate din lume se întâmplă în Ierusalim. Nu-și cunoaște ziua. Tel Avivul, Israelul în general, nu au învățat nimic din toate experiențele acestea. Nimic nu au învățat. Mai sunt o câțiva care mai dau cu capul de zidul plângerii. Noroc că să mai duc pocăiță pe, pe acolo și mai dau și ei cu capul tot de zidurile alea. Nu-și cunoaște omul vreme, nu-și cunoaște omul vremea. M-am dorit ca ziua de astăzi să fie o zi de cercetare, pentru că Hristos seara o plâns pentru Ierusalim. M-am dorit ca să înțelegeți că a fost o sărbătoare ratată. Ca o predică pe care ți-o pregătești, datorită tot felul de ciudățenii, nu mai poți spune cum ai vrut. A fost o mare sărbătoare, dar s-a ratat. s ratat pentru că oamenii, până la urmă, specialiștii ne-au stricat orice sărbătoare și nu s-au închinat. Nu tot poporul. A fost o sărbătoare ratată pentru că până la urmă templul trebuia curățit, nu l-a nimeni. Și până la urmă a fost o sărbătoare ratată pentru că n-au cunoscut timpul cercetărilor. Haideți să ne în picioare. Ce ai zice? N-ai putea să-ți cunoști vremea cercetării tale în clipa aceasta. N-ai zice Duhului Sfânt, Doamne, adun pocăință. Adun pocăință.